O tânără de 21 de ani din Timișoara este cercetată de polițiști după ce a fost prinsă la furat de haine într-un centru comercial din oraș. Aceasta a încercat să treacă de casa de marcat cu mai multe haine pentru care nu a plătit. Tânăra de 21 de ani a fost prinsă de agenții de pază ai centrului comercial. A încercat să treacă de casa de marcat cu mai multe haine pentru care nu a plătit, potrivit Tion.ro. La data de 2 martie, anul curent, cea în cauză a fost reținută de agenții de pază ai unui centru comercial după ce ar fi sustras mai multe articole vestimentare. Prejudiciul în valoare de 300 de lei a fost recuperat în totalitate, bunurile fiind predate reprezentanților societății comerciale. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, polițiștii continuând cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuitei, au transmis oamenii legii.